Profesorul ar fi vrut să nu mai întârzi o clipă și să pornească la drum înapoi la cabană, dar Spiru susținea că fiind obosit după atâtea scufundări, nu se simte în stare să facă drumul pe jos până la cabană. De voie, de nevoie, profesorul fu nevoit să amâne plecarea pe a doua zi. Abia începea să se lumineze când grupul se puse în mișcare. La înapoiere, drumul nu fu chiar atât de anevoios și nici nu dura atâta. Acum, la întoarcere în frunte, tot profesorul mergea. La cabană făcură popas numai atâta cât a fost necesar să se odihnească puțin și să înfulece câte ceva din bunătățile calde cu care imbie cabanierul. Profitând de acest popas, profesorul generos oferi călăuzului și tovarășilor lui câte o sumă de bani care compensa cu prisosință eforturile depuse. După jumătate de oră, caravana se puse din nou în mișcare și peste încă o oră ajunse la cantonul Silvic. Lăzile fură încărcate în camion, la fel restul bagajului. În sfârșit, când toată treaba a fost terminată, profesorul îi concedie. Puteți să plecați acasă. Dacă nu aveați ei vă duceam noi cu camionul. Lăsați, și profesor. A mers noi atâta pe jos încât cei câțiva kilometri ce ne-au mai rămas de făcut până în sat nu ne sperie. Atunci să ne mai vedem sănătoși, tovarășe profesor. Ură călăuzul, fiindcă el vorbise. La revedere! Călăuzul duse două degete la pălărie, pe urma pucând de căpăstru un cal îl îndemnă. Hai de acasă, mă, talanule! După talanul călăuzului se luară și ceilalți trei cai. Cei doi conductori nu se urniră însă din loc. Voi ce mai așteptați? Noi rămânem aici, vorbi unul dintre ei. De ce? Nu mai am treabă cu voi. Avem însă noi cu voi. Sunteți arestați. Profesorul duse fulgerător mâna la buzunar. Cu minte, profesore, cu minte. Nu mai are niciun rost să te agiți. Îl sfătui ironic unul dintre conductori, care de fapt era locotenentul major Oprișan. Profesorul înțelese situația. În afară de cei doi, ca din pământ mai apăruseră trei lucrători ai securității. Printre copaci se zărau câteva autocamioane. Stânga prejur spre canton, profesore, și voi ăștii la alții doi, le porunci Oprișan. Profesorul, Spiru Tofan și șoferul făcură ceea ce li se ceruse. Le deschise ușa sub locotenentul Dorobanțu. Tovar și capitan, raportă el, sosez musafiric. Bogdan nu răspunse. Strivind scrumieră țigara, după care se duse să se reazeme cu spatele de sobă. În colțul celălalt stăteau pe o laviță Fuiorescu și tovarășul său, care nu era altul decât Marcel Coruz. Ușa se deschise și în încăpere pătrunseră pe rând profesorul Spirutofan și șoferul. Bogdan se uită la ei cu priviri întunecate, pe urmă spuse sub locotenentului, du în camera cealaltă dorobanțule, participa între colectivul direcției condusă de colonelul Joldiș. Ducu era un pic emoționat. În câteva minute urma să ia cuvântul și nu se prea simțea în largul său. Nu-i plăcea să vorbească liber, fiindcă știa că în scris se descurca mult mai bine. Colonelul însă insistase. El avea părerea că un material oricât de bine ar fi conceput pierde mult prin lectură. Când colonelul Joldiș se ridică în picioare, în sală se făcu liniște. Își privi colaboratorii și, cu toate că nu era la primele sale succese, o clipă simți cum o undă de bucurie îi scaldă sufletul. Erau cu toții oameni care, în diferite împrejurări, dovediseră competență, atașament, abnegație, spirit de sacrificiu. Tovarăș, vă este cunoscut că, recent, datorită activității competente și neobosite a unora dintre dumneavoastră, a putut fi capturat și făcut inofensiv un grup de diversioniști. Dintre care unii vechi și în răi spion de talie internațională. În reușita acestei acțiuni, meritul revine în primul rând secției conduse de maiorul Mănăilă. Cazul tovară prezintă un interes într-o câtva special. Mai întâi, fiindcă obiectivul pe care și-l propuseseră diversioniștii iese oarecum din comun. În al doilea rând, fiindcă și metodele folosite de ei se deosebesc parțial de cele pe care le-au întrebuințat până acum întrucât majorul mănăilă s-a ocupat direct de elucidarea lui, cred că el este cel mai în măsură să expună în fața dumneavoastră datele principale ale problemei. Prelucrând acest caz, cred că fiecare dintre dumneavoastră va avea câte ceva de învățat. În consecință, dau cuvântul maiorului mănăilă. Ducu se ridică. Acum nu mai era emoționat. Privi la rândul său, chipurile cunoscute ale tovarășilor săi de muncă, pe urmă, după ce aruncă o privire pe foaia de hârtie, pe care jalonase ideile principale ale expunerii sale, începu: "Tovarăși, pentru ca faptele concrete să fie înțelese în înlănțuirea lor logică, va trebui să încep cu puțină istorie. La 9 mai 1945, Germania hitleristă, în fața loviturilor nimicitoare ale aliaților, a trebuit să capituleze fără condiții." Unele dintre căpetenile hitleriste s-au sinucis ca să scape de pedeapsă, altele au fost deferite Tribunalului Internațional de la Nuremberg, care i-a judecat și condamnat, iar alții au izbutit să fugă și să se ascundă prin țările Americii de Sud și prin alte părți ale lumii. Vă reamintiți, tovarăș, că încă din 1942, când războiul era în toi, hitleriștii duceau o mare criză de devize. De altfel, cu devizele au stat ei prost totdeauna – Ideea de a face rost de devize, recurgând la falsuri, i-a venit mai întâi Obergruppen Führerului SS, Reinhard Heydrich. Desigur, numele acesta odios vă este cunoscut. Este vorba, bineînțeles, de același Reinhard Heydrich, care în calitatea sa de locțiitor al Reichsprotectorului a fost lichidat de către patrioții cehi la 4 iulie 1942 la Praga. Ideea lui Reinhard Heydrich de a face rost de devize recurgând la falsuri a fost preluată de Himmler, șeful suprem al Direcției Generale a Siguranței Reichului, și a devenit acțiunea Bernhard. În ce a constat această acțiune Bernhard? În falsificarea bagnotelor, respectiv a dolarului și a lirei sterline, care în schimburile internaționale aveau aceeași valoare ca și aurul propriu-zis. Practic, cum au procedat hitleriștii? au aruncat pe piață prin agenții lor o cantitate de bannote false în valoare de 350 de milioane de lire sterline. Bannotele false au fost puse în circulație în America de Sud în special, dar și într-unele din țările Europei. Cu aceste bagnote false erau achiziționate metale prețioase și obiecte de mare valoare, pe care revânzându-le apoi hitleriștii obțineau devize veritabile. Meticuloși, specialiștii lui Himmler, au tipărit o cantitate de bagnote false mult mai mare decât aceea pe care prin agenții lor izbutiră să o pună în circulație. Iată însă că a venit și ziua când, până și capii hitlerii s-au convins că războiul este pentru ei iremediabil pierdut. Și atunci au inițiat o acțiune menită să distrugă sau să camufleze la loc sigur tot ceea ce puteau deveni dovezi ale monstruoaselor lor crime și fără de legi. În consecință, trebuiau să dispară și bagnotele falsificate, pe care încă nu apucaseră să le pună în circulație, adică ceea ce constituise prin 1943 terminarea acțiunii Bernhard. Pare însă că în ultimele zile ale războiului, prin terminarea acțiunii Bernhard, a început să se înțeleagă nu numai camuflarea cantității de bagnote false nepusă în circulație, ci mai ales ascunderea la loc sigur prin peșteri și lacuri de munte a documentelor celor mai compromițătoare, precum și a cartotecilor și fișelor agenților serviciului de siguranță Hitlerii sau Gestapo. Revenind însă la bagnotele false, știți care a fost soarta lor. N-ar strica totuși să reamintești tovarășilor aspectele mai importante, îi propuse colonelul Joldiș. Foarte pe scurt, iată ce s-a întâmplat. În ultimele zile de agonie ale hitlerismului, mai multe camioane încărcate cu lăzi au la drumul șoselelor și potecilor din regiunea muntoasă care forma granița dintre Austria și Germania. Camioanele au urcat pline cu lăzi și s-au întors goale. În ciuda măsurilor de securitate luate de hitleriști, faptul acesta n-a trecut neobservat. A început să se zvonească printre localnici că hitleriști au ascuns în munți lăzi cu lingouri de aur și alte metale prețioase. Datorită acestor zvonuri, imediat după încetarea războiului, câțiva temerari au început să caute comorile ascunse de hitleriști în lacurile din munți. Unii dintre aceștia și-au găsit moartea în chip misterios, iar alții au avut șanse. Încercarea cea mai serioasă și cu sorți de izbândă a fost întreprinsă de către niște gazetare ai unei reviste germane. Aceștia, fără a se lăsa intimidați de actele de sabotaj întreprinse asupra aparatelor cu care lucrau și nici de scrisorile de amenințare primite, au cercetat sistematic fundul lacului Topliț și până la urmă au descoperit mai multe lăzi, care în afară de bancnote falsificate, conținau și multe documente legate de activitatea Direcției Generale a Siguranței Raicului. Este interesant de știut că, scurt timp după ce a fost adus la suprafață, materialul de arhivă găsit în lăzi a dispărut în mod misterios. Lacul Topliț nu este singurul lac unde hitleriști au scufundat documente compromițătoare, după toate probabilitățile, din cele ce urmează vă veți convinge că așa stau lucrurile, în cadrul acțiunii Bernhard, adică în cadrul acțiunii de camuflare a arhivelor, multe lacuri și peșteri trebuie că au fost transformate în ascunzători, atât în Germania cât și în alte țări. Numai că în aceste ascunzători nu au putut fi descoperite. O dovadă o constituie faptul că până acum o săptămână nici la noi nu s-a știut că și în țara noastră, în zilele următoare lui 23 august, hitleriști au scufundat niște lăzi în lacul Bucura din retezat. Lăzile nu conținau dolar fal și nici lire sterline, ci documente precum și planurile unei invenții. Despre natura acestei invenții veți afla din cele ce urmează. Fără îndoială că lăzile scufundate ar fi rămas pentru totdeauna acolo, pe fundul lacului, dacă de existența lor nu ar fi aflat, sau mai precis, dacă nu ar fi fost informat, trustul Nebel. Și iată că acum a sosit momentul să vă spun câte ceva despre Trustul Nebel. Ce este și ce urmărește acest Trust Nebel? Este o întreprindere de spionaj care are drept obiectiv obținerea de informații din toate domeniile de activitate și comercializarea lor. Este, cu alte cuvinte, o întreprindere care nu aparține unui anumit stat, cel puțin până la ora actuală și care vinde informațiile obținute a celuia care este dispus sau care are posibilitatea să plătească mai bine, pentru a nu spune cel mai bine. Trustul Nebel dispune de un capital important și are o rețea de agenți răspândită în mai toată lumea. Vă rog să luați notă că foarte mulți din agenții trustului au făcut parte din serviciile secrete hitleriste. Abwehr Ausland, contraspionaj în străinătate, de pe lângă Oberkommando der Werkmacht. În altul comandament al Wehrmachtului, Forschungsmat, serviciul de investigație al Ministerului Flotei Aeriene, Armate Străine din Răsărit, Direcția Generală a Siguranței Raicului, etc. Este de la sine înțeles că o întreprindere care are ca obiect de comerț informația de toate genurile, politică industrială, științifică, financiară și chiar de ordin strict personal, realizează beneficii extraordinar de mari. Dar, la început, și nu numai atunci, până să se pună pe picioare, trustul a trebuit să fie finanțat. Întrebarea este cine sunt aceia care au finanțat trustul, sau, dacă vreți, cine sunt acționarii lui. La această întrebare nu vă pot răspunde dându-vă și nume. Dar îi veți putea deduce dacă vă voi spune că banii cu care trustul a fost inițial finanțat provin din capitalurile depuse de către diferite mărimi naziste, pe alte nume la multe și mari bănci din străinătate. Or, dacă așa se prezintă lucrurile, este ușor să deduceți cine sunt acționarii adevărați și din umbra ai trustului. Sunt aceia care, atunci când regimul Hitleri s-a prăbușit, au izbutit să fugă în străinătate și, camufla sub nume de împrumut, așteaptă cu mare nerăbdare termenul de prescriere a crimelor lor pentru a ieși din nou la suprafață. Deci, peste câțiva ani de pildă, atât Martin Bormann, fostul locțiitor al lui Hitler, care în urma unei operații și-a schimbat complet în înfățișarea, ca și Joseph Mengele, medicul asasin, care a inițiat cu tremurătoarele experiențe medicale din lagărele de concentrare, ar putea să apară cu numele lor adevărate și, cine știe, să pună bazele unui nou partid nazist în emigrație. Desigur, rămâne de văzut dacă speranțele căpetenilor naziste rămase în viață vor fi sau nu spulberate. Până atunci ele fac tot posibilul ca să-și păstreze incognitoul, după cum și trustul nebel nu precupețește eforturile ca să-și întindă antenele în toată lumea. Dacă nu vă pot cita nominal numele acționarilor trustului, în schimb vă pot spune cine este președintele Consiliului de Administrație sau, dacă vreți, directorul său general. Este un vechi spion de talie internațională care, cu ani în urmă, până în 1937, făcea spionaj, probabil în solda lui Averausland, Contra spionaj în străinătate, de pe lângă Oberkommando der Wehrmacht, în orașul în care s-a născut cel ce vă vorbește acum. Trustul Nebel. Nebel în limba germană înseamnă ceață. Oare numele trustului nu vă mintește de sinistrul Nacht und Nebel, noapte și negură? Denumirea convențională a acelei directive a lui Hitler pe baza cărei au fost exterminați pe loc sau deportați în secret în Germania și până la urmă tot exterminați. Oameni cu desăvârșire nevinovați, al căror număr niciodată nu va fi cunoscut? Că trustul nu în mod întâmplător se numește Nebel și că există o legătură strânsă între Trus și Nachtul Nebel Erlas, o dovedește și faptul că trustul Nebel subvenționează organizația secretă nazistă denumită Serviciul Tăcut, care a ajutat, pentru aceasta a și fost înființată, mulți naziști notorii să fugă din țară, asigurându-le în străinătate mijloace de existență. Serviciul tăcut dispune în diferite țări din Europa și alte continente de numai puțin de 14 filiale. Iată, dar, foarte pe scurt, ce este și ce urmărește acest faimos trust nebel despre existența căruia se vorbește foarte puțin și se știe și mai puțin. Explicațiile pe care vi le-am dat, evident sumare, sunt necesare pentru a înțelege mai bine cele ce urmează. Desigur, sunteți nerăbdători să aflați ce s-a întâmplat cu lăzile scufundate în lacul Bucura din retezatul nostru. Așa cum v-am mai spus, spre deosebire de cele necate de pildă în lacul Topliț, lăzile ascunse în Bucura nu conțineau bannote falsificate, ci numai documente. Înainte însă de a vă arăta cum am izbutit să intrăm în posesia lor, din nou va trebui să amintesc de evenimentele de la 23 august 1944. În ziua de 23 august 1944, Hauptsturmführerul SS Siegfried Frochlich Prima cu proces verbal semnat în regulă de la maiorul SS Arnold Weisfals, patru lăzi cu arhivă care trebuiau predate personal Reichsführerului SS Himmler. Maiorul SS Arnold Weisfals se afla în România numai de puține zile ca trimis special al grup Führerului SS Walter Schellenberg, șeful serviciului 6 al RSHA, adică al Direcției Generale a Siguranței Reichului. Ce rol juca acest Arnold Weinsweiss în cadrul serviciului 6? Nu știm. Nu știm precis nici în ce scop fusese trimis de Walter Schellenberg în România. Se pare că Arnold Weinsweiss ocupa un post important la serviciul 6 în cadrul secției Volksdeutsche Mitstelle, adică secției de legătură a persoanelor de origine etnică germană sau, cu alte cuvinte, a persoanelor de naționalitate germană care erau și cetățenii altor țări. Putem deduce aceasta acum, după ce cunoaștem conținutul uneia din lăzile găsite în lacul Bucura. În orice caz, ca trimis special al Grupenfuhrerului SS Walter Schellenberg, se pare că a fost investit cu atribuții speciale și puteri discreționale, fiindcă însuși șeful din România, al RSHA, se străduia să-i intre în voie. Dacă este adevărat ce declară Fuiorescu, și nu avem motiv să nu-l credem, principala misiune pentru care Arnold Weinsfeld a fost trimis în România pare a fi următoarea. La Sibiu, încă din 1941, începuse să lucreze la o invenție deosebit de importantă, un care profesor Axel Fachner. În 1941, profesorul Axel Fachner avea 68 de ani. În tinerețe fusese unul dintre cei mai apreciați agenții ai colonelului Nicolai, șeful spionajului german în timpul primului război mondial. Mai zilele trecute, răsfoind o istoria spionajului scrisă tot de un fost agent de talie internațională, am găsit acolo aprecieri extrem de entuziast laudative la adresa lui Axel Fachner, Autorul cărții susține, fără nicio rezervă, că Axel Fachner nu a fost sub aspectul competenței cu nimic mai prejos decât Matahari sau Freiland, doctor. Din potrivă, afirmă el, le-a trecut fiindcă, spre deosebire de acestea, care au sfârșit prin a fi prinse, el a desfășurat o activitate prodigioasă sub nasul biroului 2, fără ca serviciul de contrainformații francez să prindă de veste. Autorul cărții, încercând să explice succesele lui Axel Fagner, pretinde că ele s-ar datora faptului că faimosul spion avea o formație științifică. Pensionat, din pricina bătrânății sau, din alte motive, Axel Fagner a revenit la preocupările lui științifice din tinerețe, în care numera mura științei se specializase el până a nu deveni spion, nu știm. Știm, în schimb, că după pensionarea lui a început să-l pasioneze electronica invenția la care începuse să lucreze prin 1941 și care se baza pe electronică, urma să-și găsească aplicația într-un domeniu de activitate deosebit de pasionant pentru el, spionajul. Dar, nazist până în măduva oaselor, a considerat că este de datoria lui ca atunci când invenția avea să fie definitivată, să o pune la dispoziția gestapoului. Desigur, sunteți curioși să știți despre ce invenție este vorba. Ne Nefiind specialiști nici eu și nici dumneavoastră, și, întrucât aspectul tehnic nu interesează acum, n-am să intru în detalii. Ca să vă puteți însă da seama de importanța acestei invenții, cred că va fi suficient dacă vă voi da un exemplu. De pildă, închipuiți-vă că tot ce discutăm noi acum este interceptat de un agent, să zicem, al Trustului Nebel, fără ca aici în sală să existe ascuns un microfon sau ceva asemănător. Vă întrebați probabil dacă lucrul acesta este posibil. Axel Fakner pretindea că da și, teoretic vorbind, o asemenea invenție nu este imposibilă, ea bazându-se pe principiul captării și selecționării undelor sonore. Or, dacă așa stau lucrurile, vă puteți explica ușor de ce Reichsführerul Himmler, aflând de invenția lui Axel Fakner, început personal să se intereseze de ea. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat pentru serviciile de spionaj hitleriste dacă invenția pusă la punct ar fi ajuns în mâna hitleriștilor. O primă măsură luată de Himmler a fost aceea de a propune lui Axel Fachner să plece în Germania, unde urmau să-i fie create condiții optime de lucru, atât în ceea ce privește aparatajul, cât și colaboratorii specializați. Bătrânul însă, ciudat ca mai toți bătrânii, a refuzat. A refuzat și colaboratorii care i s-au propus a fi trimiși din Germania. A acceptat, în schimb, ajutor material, atât pecuniar, cât și în ceea ce privește aparatajul. Ca să poată fi păstrat secretul, în casa în care locuia bătrânul Axel Fachner, s-a instalat reprezentanța unei societăți comerciale germane, de fapt un birou special al Gestapo-ului, care avea misiunea să vegheze la păstrarea secretului invenției. Vă reamintiți că Axel Fachner a început să lucreze la invenția sa în 1941. În a doua jumătate a lunii august 1944, ea încă nu era pusă la punct – Astăzi, când suntem în posesia întregii documentări, avem temei să presupunem că bătrânul Axel Fackner îl cam ducea de nas pe marele său patron de Ticolo și Himmler. Fiindcă, după mai bine de trei ani, invenția se găsa într-o fază puțin avansată. Dar iată că s-a întâmplat un lucru pe care cei de la RSHA nu-l prevăzuseră. Un atac de cord puse capăt pe neașteptate vieții inventatorului. Bineînțeles, Bernhard a fost imediat anunțat, de altfel cum era și de așteptat. Și atunci Walter Schellenberg, probabil din însărcinarea lui Himmler, l-a trimis pe Arnold Weinsfels cu mesiunea specială de a aduce la Berlin toate hârtiile lui Axel Fachner, fără îndoială pentru ca cercetările în legătură cu invenția să fie continuate de altcineva. Ducu făcu o pauză, își umezi buzele, sorbind o înghițitură de apă, apoi continuă. Dacă nu s-ar fi întâmplat evenimentele de la 23 august 1944, probabil că transportul hârtiilor ar fi ajuns la Berlin fără vreun incident. Dar cum evenimentele s-au întâmplat, în zilele acelea de haos și de panică pentru hitleriști, Maiorul SS Arnold Weinsfels nu a avut altă posibilitate de a trimite la Berlin hârtiile lui Axel Fachner decât de a le ambala în speciale, împreună cu alte documente importante și ale le expedia cu un camion. Lăzile fură date în primire Hauptsturmul Führerului Siegfried Frochlich, unul din colaboratorii lui Arnold Weinsfels, cu care acesta venise de la Berlin. Prevăzător, Arnold Weinsfels s-a gândit și la eventualitatea când Siegfried Frochlich nu putea scoate din țară camionul cu documente și a dat instrucțiuni ce măsuri să ia într-un asemenea caz. Și, într-adevăr, lucrurile chiar așa s-au și întâmplat. Siegfried Frochlich, dându-și seama că nu va putea trece în conformitate cu ordinul primit de la Arnold Weinsfels, le-a necat în lacul Bucura. Ce s-a întâmplat după aceea cu Siegfried Frocklich și seseiștii care au însoțit transportul, nu știm. E de presupus că măcar unii dintre ei să fi scăpat. În ceea ce îl privește pe Arnold Weinsfels, trimisul special al lui Walter Schellenberg, știm din scrisoarea pe care ne-a trimis-o Reinhard Klausner că a sfârșit-o prost. A fost omorât în timpul luptelor pe care le-a dat detașamentul hitlerist ca să fugă din oraș. Cu acest prilej, servieta burdușită cu diverse hârtii strict secrete a ajuns în mâinile acestuia din urmă. Vă reamintiți de sigur în ce împrejurare Reinhard Klausner, falsul Flora Bombonică, a primit ordin să nu distrugă documentele, ci să le păstreze până când un trimis special avea să vină după ele. Vă reamintiți de asemenea că Reinhard Klausner, asumându-și riscurile, a ascuns servieta într-un loc sigur, așteptând cu răbdare ziua când avea să apară acela căruia trebuia să-i opredea. Ducu făcut din nou o pauză. Se uită prin hârtiile din fața sa, bifă cu creonul pe punctaj ideile pe care le dezvoltase, pe urmă continuă. Acum va trebui să întrerup firul povestirii și să revin la trustul nebel. Nu știm pe ce cale, cert este însă că omul care conduce treburile operative ale acestei organizații de spionaj, șuncărică, respectiv capitanul de cursă lungă, a aflat atât de invenția lui Axel Fachner cât și de soarta servietei maiorului SS Arnold Weinsfiles. Desigur, vă întrebați ce legătură există între invenția lui Axel Fachner și servietă. Există și încă una de foarte mare importanță. Fiindcă în servietă, printre alte hârtii, se găsea și raportul în original al lui Arnold Weinsfeld adresat personal lui Walter Schellenberg. Arnold Weinsfeld raporta șefului său direct măsurile pe care le luase, ca în ciuda evenimentelor neprevăzute pentru ei, întreaga documentație privind invenția lui Axel Fachner să ajungă în Reich. Mai mult și tocmai de aceea raportul prezenta importanță pentru trust, în încheiere Arnold Weinswald preciza că dăduse instrucțiuni Hauptsturmfuhrerului Siegfried Frohlich ca în cazul când nu va putea străbate dincolo să pătrundă în retezat și să necelă zile fie în lacul Bucura, fie în lacul Zănoaga. Spuneam mai adinaur că trustul nebel, respectiv șuncărică, a aflat atât despre invenția lui Axel Fachner, cât și despre soarta maiorului Arnold Weinswald. Mai precis, ce a aflat șuncărică? A aflat că la Sibiu Axel Fachner lucra la o invenție deosebit de importantă privind posibilitatea culegerii de informații de la distanță prin interceptarea celor mai confidențiale convorbiri. Că, că inventatorul a murit înainte de a-și pune la punct invenția. Că toate hârtiile inventatorului, împreună cu alte hârtii, ceva mai târziu veți afla în ce consta importanța celorlalte documente, au fost închise în niște lăzi speciale și expediate cu un camion în Germania că datorită evenimentelor de la 23 august 1944, camionul n-a putut ieși din țară, că însoțitorul transportului, Siegfried Frohlich, de teamă ca nu cumva lăzile să ajungă în mâinile românilor, executând ordinul primit de la Arnold Weinswald, le-a scufundat într-un lac din România. Acestea au fost informațiile pe care le-a obținut în legătură cu invenția. Să vedem acum ce informații a obținut în legătură cu posibilitatea de a obține invenția aflată astfel că trimisul special al lui Walter Schellenberg, maiorul SS Arnold Weinsfels, și-a găsit moartea în timpul insurecției armate din august 44. Când în momentul când a fost ucis, avea cu el o servietă în care se găsea o seamă de documente deosebit de importante. Că această servietă nu a căzut în mâna românilor, ci a fost însușită de către un agent al gestapoului pe nume Reinhard Klausner. Că acest Reinhard Klausner a primit ordin să nu distrugă documentele, ci să le păstreze până când un trimis special avea să vină să îi le ceară. Că, după toate probabilitățile, Reinhard Klausner nu a distrus servieta. Că, în fine, printre hârtiile din servietă se găsea și raportul neexpediat al lui Arnold Weinswald către șeful său direct, SS Walter Schellenberg, raport care indica și locul unde dăduse el ordinul lui Siegfried Frocklich să scufunde lăzile în caz de primejdie. E de la sine înțeles că pe șuncărică l-a interesat conținutul lăzilor scufundate. L-a interesat din punctul de vedere al intereselor trustului nebel. Un interes dublu. Îl interesa în primul rând invenția și se putea să nu intereseze când trustul se ocupă cu obținerea și vânzarea către cei interesați a informațiilor din toate domeniile de activitate. Gândiți-vă ce ar însemna pentru trustul nebel dacă ar fi în posesia unui aparat pentru obținerea de informații de la distanță. Trustul ar deveni atunci o forță redutabilă și invenția în sine ar prețui cât cea mai nouă și mai extraordinară armă. Desigur, ar putea obiecta cineva. Bine, dar moartea lui Axel Fagner a survenit înainte ca acesta să-și poată pune la punct invenția. Pe urmă de la moartea acestuia și până acum au trecut niște ani. Tehnica între timp a făcut pași uriași. Oare astăzi, dacă ținem seama de răsunătoarele succesele tehnicii mondiale, invenția lui Axel Fagner mai poate prezenta vreun interes? Răspunsul la o asemenea întrebare nu poate fi decât afirmativ. Și am să vă explic imediat de ce. Trustul, respectiv șuncărică, nu avea de unde să știe cât de mult sau cât de puțin avansase Axel Fackner în cercetările sale. El deținea informația că acesta lucrase până în clipa morții la inventarea unui aparat de captare de la distanța informațiilor. Chiar dacă din punct de vedere al procedeilor folosite de Axel Fackner, invenția era depășită în raport cu dezvoltarea tehnicii, ea a interesat trustul din punct de vedere al ideii care stătuse la bază. Cu alte cuvinte, șuncărică era interesat să afle dacă și în ce măsură ideea lui Axel Fachner mai prezenta sau nu interes. Pe urmă, pentru șuncărică prezentau interes și celelalte documente aflate în lăzi. Despre ce anume documente este vorba? Documente privind activitatea Gestapolului în România, cartotești cu fișele agenților care au lucrat pentru diferitele servicii de informații hitleriste ori pentru o organizație de natura trustului Nebel, a fi în posesia fișelor tuturor agenților care au lucrat pentru serviciile de informații hitleriste, în primul rând pentru Abwehr și Gestapo, înseamnă teoretic și, câteodată nu numai teoretic, posibilitatea de a recruta o rețea în țara respectivă. Valoarea unor asemenea documente crește mai ales când e vorba de o țară socialistă, dat fiind faptul că în țările socialiste serviciile de informații înregistrează cele mai catastrofale eșecuri. Deci, atât din punctul de vedere al invenției, cât și din al fișelor de cartotecă, Trustul Nebel a fost interesat să intre în posesia lăzilor înecate în lacul Bucura. Iată, însă, că s-a întâmplat ceva. Cam în același timp, o altă organizație de spionaj află atât despre invenția, cât și despre soarta servietei fostului maioreses Arnold Weinsfels. Află și începe să manifeste același interes ca și Trustul Nebel. Informații mai precise despre această a doua organizație de spionaj nu vă pot da. Rezidentul ei, pe care de asemenea l-am arestat, afirmă că nu știe pentru cine lucra și că, de fapt, nici nu-l interesa atâta vreme cât era plătit și încă bine plătit. Faptul că a fost și el un fost agent hitlerist ar putea fi un indiciu asupra compoziției rețelei, ca și asupra scopurilor urmărite. Și, cu toate că nu cred să mai fie nevoie, țin să precizez că și această organizație de spionaj, din aceleași motive, a devenit interesată în a pune mâna pe lăzile scufundate în lacul Bucura. Se naște însă întrebarea, cum de aflat această a doua organizație de soarta lăzilor ca și de conținutul lor? După toate probabilitățile din aceeași sursă ca și trustul nebel. Vreau să spun că acela care a informat trustul a vândut informația și celelalte organizații, probabil contra unei importante sume de bani. După cât se pare, este vorba de cineva din anturajul lui Arnold Bainsfels, la curent atât cu natura transportului cât și în ceea ce privește conținutul raportului neexpediat din lipsă de timp al lui Arnold Weinsfeld către Walter Schellenberg. Cu alte cuvinte, este vorba de cineva care de asemenea a făcut parte din RSHA, adică din Direcția Generală a Siguranței Raihului. Mai greu este să înțelegem de ce a tăcut atâția ani. Putem presupune fie că a avut motive să tacă, fie că nu și-a dat seama că invenția ar mai putea să intereseze. Un lucru e cert că atunci când s-a convins că informațiile pe care le deține interesează, le-a speculat la maximum oferindu-le în două locuri. Asta poate să însemne că avem de-a face cu un fost spion hitlerist, agent dublu, de altfel lucru destul de obișnuit printre spionii de profesie. Este interesant de știut că ambele organizații au început să acționeze în același timp și iată de ce. Fiecare dintre ele a trimis în țară un emisar care să ia legătura cu omul lor. Numai că trustul nebel nu știa că omul pe care el îl trimitea era în același timp, emisarul și celeilalte organizații și invers. Fiind trimis de ambele organizații, emisarul acela a luat legătura nu cu o singură persoană, ci cu două. Ca trimis al trustului nebel a luat legătura cu Aspasia, iar ca trimis al celeilalte organizații cu Werner Seinborn, falsul Kivu Boraș. Instrucțiunile transmise de către ambele organizații prin emisar sunau aproape la fel. Trebuia mai întâi găsit Reinhard Klausner cu alte cuvinte. Trebuia să se dea de urma servietei, respectiv de raportul lui Arnold Weinsfels, în care se preciza lacul unde fusese rănecate lăzile. Pe urmă, trebuia inițiată acțiunea de aducere la suprafața lăzilor, o acțiune din cele mai dificile. În fine, trebuia, lucru și mai dificil, ca întreaga documentație privind invenția să fie trecută peste graniță. Cât privește fișele foștilor agenți hitleriști, ele urmau să rămână în păstrarea agentului din țară ca să-și recurteze o rețea dintre ei, folosind șantajul. În acest scop, fiecare organizație și investea agentul cu funcția de rezident. Trustul Nebel pe Aspasia, cealaltă organizație pe Werner Steinborn. Trebuie precizat că până la venirea în țara emisarului, nici Aspasia și nici Werner Steinborn n-au desfășurat vreo activitate de spionaj dar să nu credeți cumva că se hotărâseră să devină cetățeni pașnici, ci pur și simplu, fiindcă după prăbușirea Germaniei hitleriste pierduseră legătura cu cei pe care îi slujiseră până atunci. Rechemați în serviciul activ, atât Aspasia cât și Werner Steinborn au fost foarte bucuroși că în sfârșit li se ofera din nou prilejul să lucreze și să demonstreze vechea lor competență în meserie. Fiindcă ambispione spioni aveau într-adevăr asemenea state de serviciu, încă din punctul lor de vedere aveau de ce să se mândrească. Poate că evenimentele ar fi avut cu totul altă desfășurare dacă emisarul trimis să ia legătura cu ei nu ar fi atras atenția și unuia și celuilalt, că nu e singurul care are interes să pună mâna pe lăzile necate. Astfel a început competiția dintre Aspasia și Werner Steinborn. Emisarul venind în țară a vizitat-o mai întâi pe Aspasia. Aceasta, aflând de existența celuilalt competiționar și ne neputând smulge de la emisar niciun fel de informație, în legătură cu concurentul său, bine inspirată și cu mai multă experiență, l-a urmărit și în felul acesta l-a descoperit pe Werner Steinborn. N-a întârziat să-și ia revanșa și să câștige cea de-a doua repriză spre furia și disperarea acestuia. Până aici lucrurile sunt foarte clare sau, în orice caz, clare. De acum încolo ele se încurcă, se încălcesc în așa măsură, încât nu e de mirare că abia la sfârșit, când evenimentele s-au precipitat, am fost în stare să înțelegem în ce consta caracterul deosebit al acestui caz și să tragem exact de firul care trebuia. Mai întâi, însă, câteva cuvinte despre Werner Steinborn. Și acesta, ca și Aspasia, a fost unul din spionii de anvergura ai lui Himmler. În palmaresul său de oberspion figurează câteva succese răsunătoare în diferite țări pe unde a activat. În România a fost trimis să lucreze după atentatul împotriva lui Hitler și, cu toate că oficial avea o cu totul altă însărcinare, în realitate a misiunea să spioneze și să raporteze nominal despre fiecare ofițer din comandamentul hitlerist de la București în ce măsură a rămas fidel Führerului. Werner Steinborn era original din România. Și acum despre încâlceala de care am amintit mai adinauri, Aspasia i-a pus gând rău lui Werner Steinborn. În ce sens gând rău? Iată în ce sens. Aspasia știa de la emisar că el urmărește ca și ea să intre în posesia lăzilor. Pe de altă parte, ea presupunea că el a apucase să citească documentele din servietă. Mai mult, el se dovedise mai perspicace decât ea în descoperirea bârlogului lui Reinhard Klausner. În fine, cu experiența ei de veche și încercat agentă, și-a dat seama cântărindu-l dintr-o privire că nu avea de-a face cu un amiu, ci cu cineva egal dacă nu mai competent decât ea. A început atunci să se întrebe ce activitate desfășura rivalul ei, de când și cu ce rezultate. Și s-a mai întrebat ceva. Dacă nu ar fi bine ca dinăuntrul cetății să fie informată absolut de tot ce întreprinde Werner Steinborn. Dacă putem pune bază pe spusele lui Fuiorescu, și își fixase ca obiectiv mai îndepărtat atragerea lui Werner Steinborn în rețeaua pe care visa să o recruteze. În vederea atingerii atât obiectivului apropiat cât și a celui îndepărtat, Aspasia a făcut un lucru foarte puțin cugetat, mai ales pentru o spioană de talia ei. A manevrat în așa fel încât Werner Steinborn să-i ceară ei să lucreze pentru el. De aici a pornit încălceala care ne-a derutat și care ne-a silit să investigăm piste false. A fost, repet, o mare greșeală, fiindcă putea să introducă în cetatea dușmană pe Fuiorescu sau mai curând pe Marcel Coruz. Misiunea cu care Va Werner Steinborn a însărcinat-o pe Aspasia a fost aceea de a investiga și descoperi pe misterioasa Champignon, care îi suflase servieta cu documente. Cu alte cuvinte, Werner Steinborn, alias profesorul Nicolae Nedelcu, îi încredințase misiunea să se descopere pe ea însăși. Sper că e suficient dacă amintesc numai că cei doi corespondau folosind un cifru care avea la bază figurile de șah. În legătură cu Werner Steinborn, mai ales asupra unui lucru, nu se înșelase, că nu era un vulpoi mai mic decât ea. Nu știu cum a ajuns Werner Steinbord să-și dea seama că Aspasia al ducea de nas. Cert este însă că lucrul acesta s-a întâmplat. Și cum în ochii acestuia viața unui om nu prețuiește mai mult decât a unei muște, au ucis-o zvârlind om prăpăstile. Asasinarea Aspasiei a încălcit și mai mult lucrurile. Ea era moartă și noi căutam să dăm, pe de o parte de urma ei, a tantei Aspasia, pe de alta de-a lui Champignon. Mai mult, Atât de puțin logică, atât de absurdă, mi s-a părut ipoteza că ar putea exista o legătură directă între Werner Steinborn, alias profesorul Nedelcu și Aspasia, încât atunci când capitanul Bogdan mi-a arătat fotografia cadavrului ei, nici nu m-am gândit să cred că ar putea fi ea, ci am înclinat să cred că este Catina, fica ei, cu toate că în orașul meu există monumentul funerar al acesteia din urmă. Aceasta a doua ipoteză mi se părea mult mai probabilă, tocmai fiindcă știam că nu puțin din agenții serviciilor de spionaj hitleriste sunt morți și îngropați prin diverse cimitire din Germania, dar în realitate trăiesc sub nume false în diverse locuri din lume. Ducu șterse fruntea transpirată și își umezi buzele cu de apă. Pe urmă continuă. După cum știți, Aspasia primise ordin de la șuncărică, fostul ei, soț, să scoate la suprafață lăzile scufundate în lacul pe care avea să-l afle citind raportul lui Arnold Weinsfeld, adresat șefului său direct, Walter Schellenberg. Dar acesta nu era o treabă de femeie. Trebuiau recrutați niște bărbați. Printre documentele din servietă, Aspasia a găsit o listă cu numele unor agenți dubli, pe care gestapoul, din anumite motive lesne de înțeles, nu considerase necesar să-i lichideze. Pe această listă figura și numele lui Fuiorescu și a lui Marcel Coruz, ținu să adauge Bogdan. Da, și a lui Marcel Coruz, deci Aspasia, care fusese investită cu funcția de rezident, avea acum rețeaua ei alcătuită, inclusiv ea, din patru verigi, dacă o să cotim și pe mica. Pe de altă parte știa în care anume lac, din ordinul lui Arnold Weinswals, Siegfried Frocklich în necaselă zile. Îi mai trebuia un costum de scafandru și un scufundător. Ca să procure costumul în țară, i s-a părut prea riscant sau, mai precis, s-a gândit să riște numai în cazul când nu va fi posibil să-i parvină unul din afară în cunoștințat și un l-a făgăduit. Costumul urma să-i parvină camuflat într-una din lăzile cu utilaje comandate în străinătate pentru întreprinderea textila. Planul fusese astfel conceput. În timpul transportului pe calea ferată, înainte de a intra în țară, una din lăzi urma să fie înlocuită cu aceea în care se afla costumul de scafandru. Nu știm din ce motive, probabil datorită vigilenței firmei producătoare, care nu are absolut niciun amestec în treaba aceasta, substituirea nu a putut fi făcută. Așa se explică de ce în lada preluată de coruz de la Nae Voicu au fost găsite tot piese de mașini. Neparvenindu-le costumul, deci nemai fiindu-le de vreun folos șutelcă pe care îl răpiseră în prealabil, au fost nevoiți să-i dea drumul. După accidentul suferit de Marcel Coruz, deci după ce verificând conținutul celor două lăzi substituite, am descoperit că una conținea tot piese de mașini, iar cealaltă pietre. Operația în sine mi s-a părut absurdă, cum absurdă mi s-a părut răpirea lui Șutelcă și eliberarea lui după câteva zile. Nu am acordat însă atenție deosebită faptului în sine. Absurdul însă nu are ce căuta într-o afacere de spionaj. Tovarășul colonel ne-a atras atenția asupra acestui fapt, mie și capitanului Tudorașcu. Mai precis, ne-a sugerat că aparentul absurd al substituirii lăzilor reprezintă de fapt unul din punctele nod ale cazului Tantia Spasia. Am reflectat mult asupra acestei probleme și cred că dacă Aspasia nu ar fi făcut greșeala să se lase recrutată de Werner Steinborn, încurcând ițele, mult mai devreme ne-am fi dat seama că avem de-a face cu două tabere angajate într-o anumită competiție.